Țărcul de creștere intensivă a mistreților de la Bolovani are o suprafață de 420 de hectare, iar aici se găsește un efectiv de 326 de capete. În această perioadă, mistreții sunt în perioada de reproducere. Reprezentanții ocolului Silvic Răcari speră că sporul natural în acest an să fie între 80 și 100 de capete. Deși numărul mistreților ar depăși astfel 400 de capete, conducerea rezervației de la Bolovani nu-și face probleme în acest sens. Carnea de mistreți este la mare căutare, iar prețul acesteia este mai mic decât cel al cărnii de miel. Vânătoarea se exercită în cadrul acestui țarg de vânătoare, vânătorul putând să opțional să cumpere și carnea, în cazul în care nu dorește, o vindem la populație. De exemplu, în perioada decembrie-aprilie am valorificat prin vânzare direct la populație cam 2 tone de carne de mistreț. În carcasă prețul este de 9 lei pe kilogram cu TVA inclus. Mistreții nu se vând doar în carcasă după ce au fost vânați, ci și în viu, fiind capturați de reprezentanții cantonului de vânătoare. Aceștia merg în alte rezervații din țară pentru populare. În viu se vând la prețuri diferite, deci noi facem contracte cu beneficiarii. Prețurile sunt negociate în funcție de mărimea, adică vârsta exemplarelor și sexul lor. De exemplu, pentru anul ăsta avem contract încheiat cu o firmă care ne oferă pe mascul de peste 3 ani 430 de euro per piesă. Fiind un complex de creștere intensivă, nu există restricții în ceea ce privește vânarea și valorificarea. Cantonul de vânătoare de la Bolovani este deschis vânătorilor pasionați în perioada 1 august-31 ianuarie pentru animalele din afara țarcului. O linie de vânătoare la care avem 7 standuri de vânătoare în care, cum se vede, au vânători. Deci se pot organiza partii de vânătoare. Da, se organizează. Cam la ce preț se ridică o partidă de vânătoare? Depinde acum ce împușcă. Dacă împușcă un exemplar de mascul de mistreț, ajunge la 450 de euro, 500. Cantonul de la Bolovani era preferat de Nicolae Ceaușescu. Se pare că acesta venea în fiecare an aici și era un vânător desăvârșit. Ultima partidă de vânătoare a fost în data de 3 decembrie 1989, înainte să fie executat la Târgoviște. În cantonul de vânătoare, mistreții sunt îngrijiți cu mare grijă, mai ales când sunt mici. Am văzut niște țarcuri speciale. Alea sunt pentru purcei de anul acesta, în care se pun premixuri pentru a se dezvolta un pic mai repede. A spus că aveți aici și cerbi. Da, cerbi lopătari. Câți sunt și cum se înțeleg cu mistreții? Avem 32 de exemplare de lopătar, dintre care 8 masculi. Cei care merg la Bolovani nu se bucură doar de natură, ci aici găsesc și o cabană în care tradiționalul se îmbină perfect cu modernul. Are un spațiu de cazare de 12 persoane, dotări, zicem noi, de ultimă oră, adică am reușit să îmbinăm și tradiționalul cu modernul și să oferim condiții decente pentru vizitatorii noștri. Cabana poate fi închiriată cu 1500 de lei pe zi. Pentru Paște, aceasta nu a fost încă rezervată, astfel că cei care vor să petreacă sărbătorile într-un cadru natural sunt așteptați la Bolovani.